Scopul urmărit. S-a constatat că experiența pe care o au majoritatea sportivilor în timp ce practică un sport este foarte puternic influențată de comportamentul antrenorului lor. În special, multe studii au arătat că o relație personală negativă între sportiv și antrenor se află în spatele tuturor tipurilor de anxietate sportivă. În plus, strategiile care se bazează exclusiv pe competiție duc la lipsă de concentrare și anxietate, impunând în cele din urmă jucătorilor să renunțe la joc. Este destul de comun să vezi un antrenor care se enervează pe jucătorii săi pentru a le crește motivația. Totuși, unele remarci derogatorii care vizează trăsăturile fizice specifice ale unui jucător, sau încercarea de a-i speria sau intimida, îl conduc pe sportiv la tulburări de somatizare și rezultate nesatisfăcătoare. Scopul acestui videoclip este să răspundă următoarelor întrebări: Ce fel de comportamente tipice ale unui antrenor pot fi considerate dăunătoare pentru psihicul sportivului, mai degrabă decât motivante? Ce fel de strategii de comunicare pot fi considerate greșite sau ineficiente? cum pot fi conștiența antrenorii de impactul real pe care metodele lor de antrenament îl pot avea asupra sportivilor, în special, cât și pentru echipă.